ISIS amenință cu atentate meciurile din Liga Campionilor. Sigur că meciurile nu au fost anulate, însă a fost întărită securitatea la aceste partide care se joacă în aceste serii. Alături de noi Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Bun găsit, Tudor, mulțumesc mult că ești aici. Bun găsit, mulțumesc și eu pentru invitație, Ioana. Niște, sigur, anunțuri, declarații, amenințări obișnuite ale ISIS, îndemnuri la atentate, acolo unde urmează meciuri, în Anglia, Spania și Franța. S-au întărit, desigur, măsurile de securitate, nu s-au anulat însă meciurile. Da, nu s-au anulat și nu e un semn bun, pentru că urmează mai un eveniment sportiv major în vara acestui an. E vorba de campionatul european de fotbal, care se va desfășura în Germania, deci va fi cu siguranță presiune și din punct de vedere al securitar pe acest eveniment, unde participă și naționale de fotbal a României, ceea ce știm pe nemiră, să spunem asta, dar iată că se întâmplă. Acum, revenind la ceea ce sunt, la aceste amenințări, dacă ne gândim tocmai la etimologia cuvântului terorism, exact a ceea ce urmăresc ei, să însămânțeze teroare, să lovească în valori și fundamente occidentale, să creeze panică și așa mai departe. Și, din păcate, aceste amenințări sunt cât se poate de reale, ele trebuie luate în serios. Acum, de regulă, marile atentate care au avut loc în ultimii ani în Europa nu au fost niciodată anunțate. Deci, da, pe de altă parte, e imposibil să nu iei în calcul orice amenințare, da. Dacă ne gândim la tot ceea ce se întâmplă în lume în acest moment, războiul împotriva Ucrainei, criza din Orient, alegerile europarlamentare care urmează, crizele sociale, mișcările de stradă, ascensiunea populismului și extremismului, cred că o criză teroristă în Europa ar fi furtuna perfectă în contextul actual. Și nu cred că își dorește nimeni așa ceva. Foarte scurt aș întreba, Tudor, pe finalul discuției, a recâștigat teren terorismul în Europa, pentru că la un moment dat aceste atentate se opriseră. Ele au fost la un moment dat teroare zilnică în capitalele importante ale Europei, în zonele creștine în primul rând, dar se opriseră. Acum vedem din nou această amenințare. Da, ele câștigă teren pentru că sunt acei lupi singuratici. Criza din Orientul Mijlociu cu siguranță nu a dat bine și nu a influențat pozitiv situația din Europa. Pe de altă parte, nici retragerea Statelor Unite din Afganistan nu a fost foarte bine primită din acest context, inclusiv în Federația Rusă, pentru că SUA era acolo ca un scut pentru terorismul care s-a vărsat apoi în valuri în Caucaz, în Asia Centrală și așa mai departe. Ați văzut ce s-a întâmplat în Rusia în urmă cu o lună. Pe de altă parte, Europa are mari probleme cu migranții și nu intrăm în detalii pentru că le-am mai vorbit aici la tine. Foarte mulți europeni au luptat alături de statul islamic în Siria și s-au întors ulterior și există focare în continuare care trebuie anihilate și trebuie foarte atent monitorizate, pentru că un singur atentat să scap și creează o situație tragică în Europa. Mulțumesc mult, Tudor Curtifan a fost alături de noi. Scurtă pauză, ne revedem.